stăm în dimineața asta înainte Lui Dumnezeu și deschidem cuvântul Lui Dumnezeu, am spus și miercuri seara lucrul ăsta, vreau doar să vă fac conștienți de adevărul acesta. Cuvântul Lui Dumnezeu este puternic. Cuvântul Lui Dumnezeu este cel mai puternic. Prin cuvânt a luat ființă toate lucrurile care le vedeți cu ochii fizici. Prin cuvântul Lui Dumnezeu au fost create. Cuvântul ăsta al lui Dumnezeu spune Scriptura despre el că are abilitatea să te zidească în omul lăuntric. Să-ți dea tărie, să te întărească, indiferent care sunt circumstanțele vieții tale. Dacă Dumnezeu îți vorbește ceva din cuvântul lui, cuvântul lui are abilitatea să, să te ridice deasupra problemelor, deasupra circumstanțelor în care tu ești. Cuvântul lui Dumnezeu are această abilitate, are această putere. Cuvântul Lui Dumnezeu în același timp este ca un ciocan. Ca un ciocan care poate să sfarme lucruri în ființa ta. Cuvântul lui Dumnezeu este ca un foc care poate să aprindă ființa ta. Și cuvântul Lui Dumnezeu, ca să înțelegeți, este și motivul pentru care Iisus Hristos a fost crucificat. Să știți că oamenii în vremurile din urmă, vi-l citez pe Apostolul Pavel, nu vor suferi cuvântul lui Dumnezeu. Le vor place lucruri care le gâdi la urechile. Oamenii din vremurile din urmă și generația vremurilor din urmă este o generație care este foarte sensibilă. Care are nevoie doar de lugul lugu Știți ce înseamnă lugul lugu Nu trebuie să explic, nu? Care nu o să fie foarte receptivă la ceea ce Dumnezeu vorbește. Și din cauza aceasta, oamenii vor fi tulburați, oamenii vor fi răi, vor fi manifestări ale răutății din cauza cuvintelor lui Dumnezeu. Gândiți-vă că nu ar exista vreun alt motiv pentru care l-ai fi crucificat pe Domnul Isus. Gândiți-vă că Domnul Isus a fost cea mai bună persoană din Univers. Gândiți-vă că Domnul Isus nu a respins pe nimeni. Gândiți-vă că Domnul Isus Hristos s-a comportat cu dragoste față de toată lumea. Gândiți-vă că a vindecat toți bolnavii. A eliberat toți îndrăciții. Pe oricine s-a dus la el, el a spus în cuvântul său, pe oricine vine la mine, nu o să-l izgonesc afară. Fiul lui Dumnezeu a fost cea mai bună persoană care a trăit vreodată pe acest pământ. A fost soluția pentru orice problemă a oamenilor și totuși și mijlocul cu acest lucru. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a vorbit adevărul, a fost crucificat. Motivul pentru care oamenii s-au dus și l-au luat, și l-au pus pe o cruce, a fost faptul că el a spus adevărul. În dragoste. Așa că sunt convins că cuvintele lui Dumnezeu nu o să producă doar ridicarea oamenilor, pentru că o să vină și confruntarea oamenilor, pentru că oamenii trebuie confruntați legat de stilul lor de viață care este departe de Dumnezeu. Dar asta este puterea cuvântului pe care o auzim și în această dimineață. În ultima vreme am tot vorbit despre lucrul ăsta, că nu este îndeajuns să auzi, ci trebuie să îmbrățișezi cuvântul lui Dumnezeu trebuie să te faci una cu El. Și asta înseamnă că ceea ce tu auzi, nu este îndeajuns să auzi. Și apoi să stai și să cântărești, să cataloghezi ca fiind ceva fain sau ceva mai puțin fain, ci ceva ce tu trebuie să îmbrățișezi în viața ta, ca să poți să fii transformat. Biblia ne spune lucrul ăsta, în pilda semănătorului. Că vin oameni și aud cuvântul lui Dumnezeu și apoi pentru că nu se fac una cu el, spune că diavolul vine și fură acel cuvânt al Dumnezeu din inimile lor. Și gândiți-vă că unii putem să fim creștini de foarte mulți ani, în care să fie auzit cele mai tari predici, cele mai tari cuvântări, cele mai faine revelații și totul să fi la fel de imatur ca și în prima zi. Pentru că tot ce ai făcut a fost să savurezi înțelepciunea sau, știu, priceperea cuiva, elocvența cuiva în vorbire și tu să nu te fi unit niciodată cu Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi și și azi, nu doar să auzim, ci fiecare dintre noi să căutăm să ne lipim, să ne unim cu acest Cuvânt al lui Dumnezeu. Suntem într-un studiu de 2 ani pe împărăția lui Dumnezeu și vreau să știți acest adevăr, ca și cetățenii a împărăției. Nu duce în lipsă la acces la acces la abundență, la acces la belșug. Știți că belșugul și abundență sunt lucruri accesibile pentru noi. Și când vorbesc despre belșug și abundență, nu mă refer la lucruri financiare, cu toate că lucrurile financiare sunt parte din acest belșug, din această abundență, ci la orice este bun și desăvârșit, ce vine din Dumnezeu, este accesibil pentru tine. Ca și cetățean al împărăției, ai acces la toate bogățiile harului, la toate bogățiile înțelepciunii, la toate bogățiile păcii, dacă vreți, ale binecuvântărilor lui Dumnezeu. Pentru că ești cetățean, ai acces la toate aceste lucruri. Dar ca să intri în posesia lor, mai sunteți cu mine, ca să intri în posesia lor este un principiu care este fundamental, care este cel mai important principiu al Scripturilor, este cel mai important principiu, dacă vreți, al împărăției lui Dumnezeu și pe principiul ăsta probabil că o să stăm mai multe săptămâni la rând ca să învățăm la ce se referă. Așa că dacă aveți Biblia la voi, vreau să vă rog să deschideți la Evanghelia după Luca, Pardon, Evanghelia după Matei, la capitolul 6. Evanghelia după Matei, la capitolul 6, vom citi de la versetul 25. Matei 6, de la versetul 25, sunt cuvintele Domnului Isus și el a spus așa. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu se seamănă, nici nu se ceră și nici nu strâng nimic în grânare și, tat și totuși Tatăl vostru, care este în ceruri, le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgari de seamă cum crezi crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile, păgânile caută. Tatăl vostru din cerul știe că aveți trebuință de ele. Și apoi vine principiul împărăției, care este cel mai important principiu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Căutați mai întâi împărăția cerului și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Majoritatea dintre noi, știm acest principiu. Dar majoritatea dintre noi nu ne unim cu acest principiu. Pentru că dacă stai și te uiți chiar și la viața credincioșilor, gândește-te cât de prioritar este să cauți împărăția lui Dumnezeu în viața ta de zi cu zi. Nu mă refer duminica, când de obicei este tați să vii la adunare, și noi avem impresia, noi avem impresia că noi nu suntem religioși. Ne avem impresia că cei din biserica ortodoxă sunt religioși, cei din biserica catolică sunt religioși, că poate puțin și baptiștii și pentecostalii au puțină religiozitate, dar noi nu suntem. Dar credeți mă se vede că suntem religioși. Pentru că nici noi nu putem să ieșim din formele noastre din lucrurile noastre. Se vede asta când vine vorba de organizat unei conferințe, care nu-i duminica. Dacă vrei să-ți vină oameni la conferință, am înțeles ideea. Vii, organizezi conferința duminica dimineață. Ei, yeah, duminica dimineață vin toți oameni la conferință. Super! Felul în care stăm pe scaune, de fapt vă știu pe familie, așa, unde stați. Nici pot să stau acasă și îmi imaginez biserica lumea și știu pe fiecare pe unde e. Pentru că toți aveți scaunele voastre mai nou. Nu? Și când cineva s-a pus pe scaunul tău, deja te uiți, man, ăsta e clar că e nou în biserică. Ăsta nu știe că este scaunul meu. Asta e zona mea. Vedeți, sunt lucruri. La fel cum la noi e obișnuință să ridicăm mâinile, să batem din palme, în alte locuri obișnuința este să nu bazi în palme și să nu ridici mâinile, dar și noi putem să stăm în stilul nostru și oricine nu e în stilul nostru, în mintea noastră ne gândim second hand. uite te la el. Ce religios e. Nu poți să ridici mâinile înainte Domnului. Și putem să trăim viața creștină doar așa, în felul ăsta, în care avem o rutină zilnică, săptămânală, și nici măcar să nu fie împărăția lui Dumnezeu prioritară pentru noi și pentru viețile noastre. Pentru că prioritar, prioritar, gândiți-vă ce înseamnă pentru tine, haideți să vă întreb, ce înseamnă pentru tine să cauți împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui? dar toate celelalte lucruri să fie date pe deasupra. Înseamnă să nu mai mergi la servici? Pentru că asta spune. O să ți se dea pe deasupra. To. Înseamnă să stai toată ziua să te rogi? Înseamnă să stai toată ziua să te închini? Ce înseamnă să cauți împărăția lui Dumnezeu? Nu știu că am vorbit lucrul ăsta la lideri în weekend, dar vreau să spun același lucru fiecare dintre noi, pentru că cel mai bun exemplu care îl găsesc în scripturi e la Maria din Betania. Dacă aveți Biblia la voi, puteți să deschideți la Luca, la capitolul 10, de la versetul 38 la versetul 42. Vă aduceți aminte de Marta și Maria, surorile celebre ale Scripturilor. Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte la un moment dat, Domnul Iisus Hristos, pe când era pe drum cu cenicii săi, a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a chemat, l-a primit în casa ei. Păi, ce frumos, nu? Foarte tare. Să vină Domnul Iisus Hristos într-un sat și tu să-ți deschizi ușa și să spui, Doamne, te rog, vino în casa mea. I apoi, versetul 39, ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Și dacă rămâi așa la versetul 38 și versetul 39, te gândești ce lene și era Maria. Nu? Băi, omule, vin musafir la tine în casă și tu în loc să mergi pe la bucătărie să te îngrijești de musafir, de ce trebuie să faci tu te duci direct, te pui și aștepți să vină ceva revelații. Resetul 40. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și a zis, Doamne, nu-ți pasă de sora mea, nu-ți piasă că sora mai m-a lăsat să sluje singură. Zi, dar să îmi ajute. 41. Dar răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânzi tu. Dar un singur lucru trebuie, Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua niciodată. Eu vreau să știți că în versetele astea și în pasajul acesta, e o imagine, o ilustrație clară a ce înseamnă să căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Este ilustrația ilustrația acestui verset. Este felul în care Domnul Iisus Hristos ne exemplifică ce înseamnă să cauți împărăția lui Dumnezeu. Și acum, în acest pasaj, o vedem pe Marta cum îl primește pe Domnul Iisus în casa ei și merge repede să pregătească ceva de mâncare, pe când sora ei face ceva revoluționar, neobișnuit, să știți, pentru vremea de atunci merge și se poziționează la picioarele lui Iisus Hristos, ia postura aceea de ucenic pentru a asculta cuvintele lui. Și pentru toți cei care veniți miercuri, ați văzut că în fiecare miercuri, în ultimele săptămâni, ceea ce accentuăm cel mai tare acum este nevoia de a auzi și de a vedea în spirit nevoia de a auzi și de a vedea în spirit. Și știu că poate pentru voi vă zgârie la urechi treaba asta, dar vreau să știți că pentru orice creștin, cel mai de bază, cel mai fundamental lucru este să ai abilitatea să auzi pe Dumnezeu. Ascultați-mă, asta nu este pentru predicatori, am spus de atâtea ori, nu este pentru proroci, este pentru fiecare. Tu, dacă vii în biserică de ani de zile și nu ai abilitatea să alăuzi pe Dumnezeu în mod personal, tu nu ai o relație cu El. Pentru că într-o relație nu doar tu vorbești cu cineva. Într-o relație persoana respectivă vorbește cu tine și vreau să știi, indiferent cine ești, Dumnezeu știe să vorbească pe limbajul oricărui om care e aici. El știe să, să vorbească pe limbajul tău. Dar tu trebuie să auzi glasul lui. Trebuie să ai abilitatea să auzi și să vezi în lumea spirituală. Dumnezeu te-a creat cu capacități spirituale. Omul nu vede și aude doar în lumea fizică. Omul vede și aude în lumea spirituală. Ioan 10 cu 27 spune că oile mele aud glasul meu și mă urmează. Na, în timp ce toți oamenii au duminica aceeași predică, Oi, le aud glasul lui Dumnezeu. În ființa lor lăuntrică se întâmplă ceva și să știți că am mai stat și am, am văzut lucrul ăsta, am întrebat din când în când oameni ce le-a vorbit Dumnezeu din ce am predicat eu. Sincer, după ce ascultam ce zic, mă gândeam, oare când am zis eu treaba asta? Sincer. Pentru că tu spui ceva și omul, omul, percepe Lucrurile poate într-un mod diferit din ceea ce tu ai spus, dar în lucrurile alea Dumnezeu i-a vorbit ceva lui personal, legat de viața lui. Și cel mai important lucru și ceea ce vreau să accentuez este faptul că toți credincioșii trebuie să audă glasul lui Dumnezeu. N -a, vedeți? A fost o vreme când eram parte în Biserica Baptistă. Și în care nu înțelegeam, nici nu credeam că Dumnezeu poate să-mi vorbească mie personal. Eu credeam că pastorul trebuie să vorbească și ce zice pastorul, ce zice Dumnezeu și aia tot. Și eram așa puțin invidios pe pastor, că ne mai zicea că Dumnezeu i-a vorbit, că îi spune ceva și eu eram... Dar știu acum, clar, l-am auzit pe Dumnezeu și în dimineața aceasta. Dumnezeu vorbește personal fiecărui om care este copilul său. Tu nu trebuie să auzi glasul lui Dumnezeu doar o dată pe săptămână, ci tu trebuie să auzi glasul lui Dumnezeu vorbindu-ți neîncetat. Stilul de viață Domnului Iisus Hristos a fost să nu facă nimic decât ce aude pe Tatăl. Să nu vorbească nimic decât ceea ce aude pe Tatăl și cred că lideri și pubisericilor trebuie să se schimbe. Cred că trebuie să acționăm mai mult pe baza ceea ce auzim din predici, mai, uh, trebuie să, să stăm mai puțin pe baza ceea ce auzim din predici, mai puțin pe baza ceea ce auzim din cursuri, mai puțin pe baza a ceea ce ne spune unul și altul și mai mult pe baza ceea ce ne vorbește Dumnezeu direct nou personal. Credeți-mă, oamenii din lumea aceasta. Oamenii din grupul tău, oamenii cărora le slujești, nu au nevoie de teoriile din cărți pe care tu le citești, ci de un cuvânt proaspăt al lui Dumnezeu pentru ei, pentru ei, venită pe linia înțelegerii tale că Dumnezeu vrea să vorbească cuiva ceva din cuvântul lui. Aduceți-vă aminte ce v-a transformat pe voi cel mai mult. Nu atunci când Dumnezeu va vorbi personal lucruri vouă, și atunci fiecare dintre noi trebuie să, abil să avem abilitatea asta de a auzi glasul Lui Dumnezeu. Știți care e cel mai simplu lucru prin care poți să auzi Cuvântul Lui Dumnezeu? Vă învăț un lucru super simplu. Decât să mai iei și vă, îmi fac antireclamă și mie aici. Decât să iei predicator și să asculți o oră și mai da timpului, de obicei mai ești pe la bucătărie, mai faci câte ceva și de fapt tu auzi ma vocea lui omul ăla că tot vorbești și, nu peste că ești nimic din ce zice, m-a ajutat timpul lui. Dar zici că am avut timpul meu și părteștea mea cu Dumnezeu azi. O oră, frate, cum? Păi au fost, au vorbit fratele acolo și eu lucram și mai auzeam câte mai zice, când mai era câte ceva interesant și după aceea... Și ce oprește din lucrurile astea. Și fă un lucru care îl provoacă pe Dumnezeu să-ți vorbească. Ia Biblia, ia Biblia, Ia Biblia, stai cu ea în mână și spune lui Dumnezeu, Doamne, învață-mă în dimineața aceasta. Vorbește-mă în dimineața aceasta. Și apoi stai și citești din scripturi până când, până când, știi clar că El ți-a vorbit. Să știți că Dumnezeu vorbește prin cartea aceea. Mă auziți? Dumnezeu vorbește prin cartea aceea. Cartea aceea este o carte prin care Dumnezeu a vorbit secole la rând și El vorbește prin cartea aceea. Și aia este cartea cea mai bună prin care El să-ți vorbească. Să știți că Dumnezeu vorbește mai bine, mai puternic, mai clar prin cartea aceea decât prin orice predicator. Predicatorii pot să vină să-ți explice anumite lucruri care sunt scrise în carte, dar cartea aceea poate să te pătrundă mai mult în ființa ta decât oricine altcineva. De aceea ia cartea aceea și spune, Domnului Doamne, știi ce? Vorbești-mi tu azi. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu e acum aici pe pământ să aibă cuvântări, cum a fost atunci cu Maria. A fost simplu. Maria știu că el e Dumnezeu, care are nevoie de un cuvânt de la el, s-a pus la picioare lui și a ascultat cuvintele lui. Și a trăit pe baza celor cuvinte. Pentru că nu avem pe Domnul Isus Hristos fizic în mijlocul nostru, luăm cartea lui și l avem pe Duhul Sfânt în mijlocul nostru, care poate să ne interpreteze ceea ce Dumnezeu vrea să vorbească sau să ne facă auzul, fin la ceea ce Dumnezeu vrea să spună. Dar asta este ceea ce a făcut Maria. Maria și-a pus atenția pe Dumnezeu și pe cuvântul său. Și vreau să vă chem, frați și surori. Luați-vă atenția de pe predicator și puneți-vă atenția pe Dumnezeu. Atenția pe Dumnezeu. Ia cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și lasă să pătrundă în ființa ta la untrică. Și atunci o să vezi că atunci când tu te duci să te rogi pentru cineva, te duci să te rogi pentru cineva. E imposibil ca ceea ce Dumnezeu a depozitat în tine să nu vină la suprafață și să atingă și să miște alți oameni. Ăla e Spiritul Profetic ceea ce ai magazinat în tine din Dumnezeu, îi accentua de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În viața altora. De aceea cuvântul e deosebit de important. E lucru în care trebuie să stăm. Dar una dintre marile probleme în leadership și bisericilor este lipsa curajului de a ne poziționa la picioarele lui Isus și de a face lucrarea în jurul prezenței lui. E mai simplu să stai și să auzi pe alții Vorbindu-ți din cuvânt decât să stai tu un cuvânt și să-ți vorbească Dumnezeu ție direct, dar credem e mult mai eficient pentru ființa ta untrică. Cei mai puternici lideri sunt cei care sunt liberi de presiunea nevoilor urgente, liberi de așteptările celor din jur, care slujezi în acel loc al prezenței lui Dumnezeu. Pentru că vă spun, pot să mai iau pe mine personal ca și exemplu când ai atâtea presiuni în jurul tău, când, când sunt atât de mulți oameni care au așteptări de la tine, dacă nu ești ancorat în cuvânt și dacă nu ești familiar cu prezența lui Dumnezeu, te duci și slujești în toate părțile și în foarte multe lucruri și nu ești eficient în nimic. Și la sfârșitul zilei, când tragi o linie, n-ai rodit nimic. Și doar te obosești și te chinui pentru că nu este acel cuvânt al lui Dumnezeu care lucrează în tine și prin tine, ci pur și simplu eforturile tale umane de a sluji o comunitate. Să știți că o comunitate te poate obosi rău, te poate duce la distrugere dacă nu trăiești și nu slujești și nu funcționezi din acel loc al prezenței lui Dumnezeu. Sau marea provocare este aceea de a vorbi ceea ce ai auzit de la El nu ceea ce ai citit, cursurile care le-ai făcut sau liderii pe care i-ai ascultat, ci să vorbești în acel loc al intimității cu Dumnezeu. Doamne, ridică oameni în Biserica Lumina care vorbesc din acel loc al intimității cu Dumnezeu. Ridică lideri spirituali, lideri de grup mic, lideri de departamente, oameni în Biserica Lumina care vorbesc din acel loc al intimității, al întâlnirilor speciale cu Dumnezeu. Pentru că astfel lucru, oamenii din jur o să fie transformați. Dar știți ce se întâmplă când nu trăim din acel loc? Eu vreau să vedem în Scriptură lucrul ăsta foarte clar fiecare dintre noi. Pentru că asta ce se întâmplă cu oricine, cu oricine, indiferent cine ești, cum te cheamă, aici ajungi. Dar dacă nu este prima poruncă Prima în viețile noastre. Și dacă nu slujim pe Dumnezeu din dragoste, o să slujim pe Dumnezeu din perspectiva asta de a fi răsplătiți. Și atunci când îl slujești pe Dumnezeu din perspectiva asta de a fi răsplătit, ai așteptări de la Dumnezeu. Atunci cântărești slujirea ta. Atunci tu cântărești slujirea ta și dacă Dumnezeu nu răspunde pe măsura slujirii tale, cât de mult ai trudit, tu cât de mult ai chinuit încep să devii ofensat chiar și pe Dumnezeu. Devii ofensat pe oameni în primul rând, pentru că încep să spui, ai avut vreodată idei de astea. Băi, eu slujesc de atâta vreme, mă chinu aici în biserică, să nimeni mai nu mă vede. Nimeni nu mă vede, frate. Eu aici, toată ziua, frate, în fiecare săptămână, îmi dau timpul meu, dau tot ce am pentru biserica aceasta, mă... Dau peste cap pentru voi și voi, hello, nu mă vedeți. Asta e când slujești din acel loc a răsplătirilor. Cine slujește pe Dumnezeu din acel loc al dragostei, știți că n-are nevoie de aplauze. Știți cine are nevoie de aplauze? Omul firesc. Omul firesc. Omul firesc se hrănește cu aplauze, omul firesc se hrănește cu atenția oamenilor, omului firesc îi place să-l mângâi toată ziua și să zici ce frumos ești. Mm. Omul firesc. Omul duhovnicești se hrănește cu Dumnezeu. Se hrănește din prezența Lui și n-ar nevoie de aplauzele nimănui. Pentru că știe, știe înaintea cărui Dumnezeu slujește. Înțelegeți ce zic? Na, când ești în locul ăsta în care nu slujești pe Dumnezeu din dragoste pentru El, ci începi să faci lucrul ăsta așa, ajungi să fii ca și tanti Marta, Tanti Marta. Vedeți patru caracteristici ale Martei în acest pasaj. Și știți, frați și surori, eu chiar cred că Dumnezeu trebuie să ne vorbească fiecare dintre noi începând cu mine, că trebuie să prioritizăm prezența lui Dumnezeu și trebuie să reducem o grămadă de lucruri în care suntem implicați și în care nu suntem eficienți. Pentru că nici măcar nu suntem chemați pentru că începi să slujești în așa multe lucruri și au uitat ce spune Domnul Iisus despre Marta sau ce spune pasajul ăsta despre Marta. Gândește-te că tu îl slujești pe Domnul Iisus de dimineața până seara. Ești atât de implicat și în mintea ta te gândești, mamă, o să fiu super mare în ceruri, pentru că uite cât am făcut pentru Dumnezeu. Dumnezeu o să mă răsplătească șase cununi, șapte, nouă, cununi, așa una peste alta o să am. Nici mielul n are atâtea. Și Domnul Iisus spune despre Marte că era distrasă, spune slujire prea multă, știți că există slujire prea multă? Slujire prea multă, distrasă, slujire prea multă, îngrijorată și tulburată. Aici te duce slujirea fără intimitate. Ascultă-mă, vreau să repet asta. Slujirea fără intimitate. Slujirea pentru că sunt nevoi multe la biserică. Slujirea pentru că nu are cine altcineva cine să slujească, frate. Slujirea pentru că trebuie să slujești. Slujirea pentru că nimeni nu te poate înlocui. Slujirea care nu e făcută din intimitatea lui Dumnezeu, din chemarea lui directă pentru tine că acolo trebuie să te implici. Duce la distragere, duce la frustrare, duce la îngrijorare, duce la tulburare și tu ajungi să... Îl acuz pe Fiul lui Dumnezeu, cum îl acuză femeia asta aici în pasajul ăsta, că lui nu-i pasă. Vă puteți uita în pasajul ăsta. Femeia asta l-a chemat pe Domnul Isus Hristos pentru că a văzut ceva în el, sunt convins. Ori auzit că este un mare vindecător, un mare profet, unul care are abilitate supranaturală să libereze. nu știu exact 100% motivul pentru care ea l-a primit în casă ei, dar sunt convins că a văzut ceva în Isus. Pentru că Isus nu era oricine. Mai, mai cu mine? Isus nu era oricine, guys. Isus era un fel de troublemaker. Și cu cine vrea cel mai puțin să te pui rău în societate evreiască? Cu oameni spirituali vrea să te pui cel mai puțin rău. Cu preoții, cu farisei, cu cei care conduceau lucrurile, cu ea vrea să fii cel mai, cu vrea să fii cel mai ok. Na, Isus nu era ok cu ei. Și când îl chemi în casă pe omul ăsta care, cu care ăștia mai mari spiritual nu era ok, tu deveneai țintă pentru mai mari. Iisus Hristos a produs mai multe controverse chiar și decât Apostolul Pavel. Știți că de n să l ai pe Pavel în casa ta după ce toți încercau să-l omoare, să-l cu pietre, ori era, în orice oraș era tulburare. Credeți că Iisus n-a produs tulburare în lumea spirituală? Și femeia să-l cheamă în casă și riscă cumva să-l aducă în casă pentru că a văzut ceva în el. Dar Domnul Isus Hristos nu ajunge la așteptările pe care ea le avea pentru că ea făcea slujire nu din acel loc al intimității, ci pentru că așa a învățat să facă lucruri și poate vii dintr-o biserică în care toată viața nu mai ai slujit. Și crezi că așa trebuie să fii, să slujești, da, și să nu credeți că slujirea nu e bună și importantă. Dar slujirea trebuie să vină din acel loc al intimității ca să binecuvânteze, să onoreze pe Dumnezeu și lucrarea Lui. În următorul lucru, dacă tu slujești pe Domnul Isus pentru a fi răsplătit, vei fi ofensat, pentru că El nu vede cât de mult te chinui cu slujirea ta și nu te răsplătești așa cum ar trebui pentru munca ta. Și asta ce spune femeia, să spune, Doamne, nu-ți pasă. <laughs> te duci, îl aduci pe Fiul lui Dumnezeu în casa ta și îl iei la întrebări și îl mustri. Au nu-ți pasă. Uite, sora mea, Stă acolo la picioarele tale, nu să vină să pună mâna. Să slujească. Trebuie. Așa e frumos. Nu-ți pasă. Nasol, nu? Nasol pentru că femeia asta nu înțelege. Știți ce nu înțelege? Și sunt mulți creștini care nu înțeleg. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Asta nu înțeleg mulți creștini. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și ce a înțeles Maria? Maria a înțeles că dragostea din tâi și porunca din tâi sunt mai importante decât slujirea. Pam, pam. Vă repet. Dragostea din tâi, porunca întâi, să-L iubești pe Dumnezeu, este mai importantă decât slujirea. Vă să aminte de prima biserică din Apocalipsa cu care Isus are o controversă. Îngerul bisericii din Nefes scrie Știu faptele tale, știu o steneala ta, truda mare pentru mine, că ai slujit, hai, până la epuizare. Mamă! Apoi următorul lucru e, dar ce am împotriva ta? E că ți-ai părăsit dragostea din tăi că faci slujire nu din acel loc al intimității cu mine. Apoi spune, pocăiește-te și întoarce-te, întoarce-te la acel loc a slujirii din dragoste, a slujirii nu ca să fii văzut, a slujirii nu ca să fii aplaudat, a slujirii nu ca să te vadă ceilalți, ci pentru că mă iubești pe mine. Pentru că mă iubești pe mine. Să niciodată să nu prioritizezi slujirea în fața căutării feței lui Dumnezeu. Maria prioritizează prezența lui Dumnezeu și Martie ofensată pentru că Isus, Isus, are ochi diferiți pentru ceea ce trăiesc în acel loc al intimității. Și le ziceam la lideri de pasajul ăsta din Matei 9, la versetul 14 și 15, tot așa vin ucenicii lui Ioan și se uită la ucenicii Domnului Iisus Hristos și vedeau că nu sunt prea spirituale ăștia lui Iisus. Că nu posteau. Ăștia aveau o seturi de reguli, miercurea și vinerea posteau, se rugau, făceau toate lucrurile astea și a lui Iisus nimic. Erau primii când se mulțiau lucrurile. Cu o mână împărțeau și cu altă mâncau. So, glumez, nu știu dacă a fost așa, dar e clar în pasajul ăsta, ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și au zis, de ce noi și farisei postim des? Și ucenicii tăi nu postez deloc. Mai, deloc. Și apoi Iisus le dă un răspuns, versetul 15. Iisus le-a răspuns, se poți gelin un și câte vreme este mirele cu ei vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Am auzit pe cineva făcând un comentariu foarte profund pe versetul ăsta. Omul a zis că unul dintre țintele Domnului Iisus Hristos cu ucenicii a fost să-i facă atât de dependenți de El și de prezența Lui, încât atunci când El nu va mai fi acolo, ei să rămână dependenți de El și de prezența Lui. Să nu facă nimic din propria inițiativă, din propria putere, ci din acel loc al prezenței Lui Dumnezeu. Să devină, dacă vreți, addicted la prezența Lui Dumnezeu. Pentru că unul dintre lucruri în care, și am auzit sincer, am auzit o grămadă, chiar și în biserica noastră, am -au auzit oameni care vin și zic, man, când mai ai timp să mai te închini, să te rogi, să stai cu Dumnezeu când sunt așa de multe lucruri făcute? Așa ai. Ar trebui să te oprești din a face lucruri. Mă auzi? Din a face lucruri. Fără să fii în prezența lui Dumnezeu. Ar trebui să te oprești. <laughs> nu să zici că, ei, hey, n-am timp să mă închin și să mă rog că trebuie să slujesc. Nu, trebuie să te oprești din slujire. Și să te duci în acel loc al intimității. Pentru că El a zis, în Ioan 10, te de mine? Adios! Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Despărțiți de mine, fără prezența mea în mijlocul vostru, nu veți putea face nimic. Și te duci și și n-ai timp nici să te n-ai timp de nimic și ai grup acasă și crezi că din înțelepciunea ta tu poți să le dai la oameni și oamenii să plece acasă și să fie... uu, Nu, nu o să se întâmple lucrul ăsta. Nu o să se întâmple lucrul ăsta. Efectiv, ceea ce tu faci e să ignori principiul spiritual scris în Cuvântul lui Dumnezeu că despărțiți de el. Nu poți să faci nimic. De aceea ai nevoie să auzi de la el. Ăla e esențial. Să auzi de la Dumnezeu pentru grupul tău e esențial decât să stai și să te chinuiești 25 de ore, să toți faci studii și să zici, bă, mamă, când vin așa, când le dau o predică asta o să fie, poa, toată lumea e fascinat, pentru că șase cuvinte în limba greacă, noi, mamă, îi rup. Decât să faci lucrul ăsta, sincer, mai bine stai înainte lui Dumnezeu și spune, Doamne, vorbește pentru fiecare om. Dă-mi un cuvânt pentru ei. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu e mai puternic decât orice născocește mintea ta. Ăsta asta mi-a plăcut la fratele Vion dimineața asta. Yes, man. Cel mai mult lucru mi-a plăcut în dimineața când au zis m-a rugat și ieri dimineața am primit un cuvânt pentru tine. De la Dumnezeu. Psalmul 40. Și sunt convins pentru că sunt convins că pentru frănuța Psalmul 40 o să fie ceva special în viața ei. Pentru că știe că Dumnezeu a vorbit ceva și ceva acolo în psalmul ăla care e pentru ea specific. Și asta are mult mai mare impact în viața ta decât să vin și să zic vreo șase fraze de la John Maxwell, în care ești, man, ce tare, puu, ce minte înțeleaptă. Wow, wow. Poate să fie. Dar cât de mult atinge inimile oamenilor. Să slujirea noastră, fără să-L avem pe Iisus în centru, ascultați-mă, e o călătorie dureroasă. E o călătorie dureroasă care nu are un final fericit. Pentru că destinul nostru nu este slujirea. Destinul nostru este Isus. Viitorul tău nu este slujirea. Viitorul tău este Fiul lui Dumnezeu. De aceea să stai ancorat în Fiul lui Dumnezeu. Și din acel loc al prezenței Fiului Dumnezeu să slujești, te face mult mai eficient și munca e mult mai ușoară. Sunt oameni care fac cursuri de 20, 30, 40 de ani și sunt tot ineficienți în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că nu cursurile tale schimbă oamenii, ci cuvintele lui Dumnezeu. De aceea mai degrabă să căutăm cuvintele lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu vorbește specific pentru oameni, pentru că lucrul ăla va schimba, va transforma viețile oamenilor. Dacă vă uitați... Imediat la pasajul următor, Luca 11. Știți ce este în Luca 11? Luca 11 este imagine a ceea ce Isus a zis în Luca 10. El nu îi spune doar Mariei, Maria, bravo, a ales partea cea bună, lucrul ăsta nu ți se va lua niciodată și numai dacă stăm pe versetul ăsta o să stăm zile întregi. Doar să te gândești ce zice Dumnezeu. Este ceva ce nu ți se ia niciodată. Este ceva trecător ce se duce, slujirea ta. Și este ceva ce nu ți se ia niciodată. Cuvintele lui Isus. Prezența lui Isus. Este lucru lucrul ăsta nu se va lua niciodată. Lucrul să va rămâne cu tine. Lucrul să te va sprijini, te va înălța, te va bine cuvânta și în veșnicie te va răsplăti. Și în Luca 11 de la versetul 1, poți să pui Luca 11 de la versetul 1, spune, într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din cenicii lui a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și eu am pe ucenicii lui. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Următorul lucru, îi Domnul Iisus stând în acel loc pentru a auzi cuvintele Tatălui Său. Și spune că lucrul ăsta era un lucru pe care Iisus Hristos îl făcea în fiecare zi. Deseori găsim în Scripturi fraza asta că Iisus era singur într-un loc și se ruga acolo. Stilul de viață al Domnului Iisus Hristos a fost să prioritizeze împărăția lui Dumnezeu în fața lucrurilor sau slujirii față de oameni. Oamenii au impresia când citesc din cuvântul Lui Dumnezeu că Iisus Hristos slujea o grămadă și când mai avea timp, se mai ruga. Este exact invers. Domnul Iisus Hristos stătea în acel loc al prezenței lui Dumnezeu și când Dumnezeu îi vorbea ceva specific să meargă și să facă pentru oameni, Fiul lui Dumnezeu făcea lucrurile respective. Ăsta a fost stilul de viață al Domnului Iisus Hristos. Rugăciunea și viața de rugăciune a fost prioritară Fiului lui Dumnezeu. Și ții minte, am mai zis lucrul ăsta la începutul sezonului ăsta, în mijlocul entuziasmului meu, Dumnezeu mi-a vorbit prin cineva și a zis, hey man, trebuie să te întorci în acel loc al intimității cu Dumnezeu. De acolo trebuie să curgă slujirea ta. Slujirea ta ineficientă dacă nu faci din acel loc. Și un adevăr. Și un adevăr și... Cine știe puțin istoria vieții mele, știe că am fost parte din casă de rugăciune pentru mulți, mulți ani. Și știu că a fost o vreme, și este un adevăr, pentru că am auzit pe oameni spunând și tineri spunând lucrul ăsta, a fost o vreme în care generația tânără tângea după timpul meu personal de rugăciune cu Dumnezeu. Și ieri, alalt ieri mi-am făcut așa o introspecție. Și, sincer, n-am auzit în ultima vreme pe cineva spunând îmi doresc viața lui Claudius de rugăciune. Pentru că dacă te uiți la Iisus aici, de ce credeți că ucenicii merg la Iisus și spun învață-ne să ne rugăm? Pentru că își doreau viața Lui de rugăciune. Își doreau viața Lui de rugăciune. Vezi, poți să fii, poți să ai dorința asta de a fi cunoscut pentru că ești un bun predicator? Dacă că este ceva mai profund decât asta. Dorința de a fi cunoscut pentru că ești un om al intimității cu Dumnezeu. Și asta se vede prin viața ta de rugăciune. Pentru că sunt mulți predicatori mari care din pricina lipsei de rugăciune au căzut. Dar n-am citit nicăieri despre niciun om care să fi trăit în intimitate cu Dumnezeu și să fi căzut. Pentru că ceea ce te susține e relația intimă cu Dumnezeu. Când trăiești în intimitate cu Dumnezeu, nu ai cum să caz. Caz când ești distras, când te duci în alte lucruri, când trăiești în alte lucruri și nu mai ai viață de rugăciune și intimitatea cu Dumnezeu, lucru prioritar. De aceea și noi, ca și biserică, trebuie să ne întoarcem și să stăm în acest loc al intimității cu Dumnezeu. Intimitatea cu Dumnezeu este mai importantă chiar și decât a cunoaște toate lucrurile despre împărăția lui Dumnezeu. Dacă rămânem doar cu principiul ăsta, căutați împărăția lui Dumnezeu, mai presus decât orice altceva, și lucrurile astea ți se vor da, lucrurile lui Dumnezeu ți se vor da pe deasupra, cred că nu este de ajuns, dar gândiți-vă, gândiți-vă, gândiți-te gândiți tu la tine personal, indiferent cine ești, cum te cheamă în dimineața asta, crezi că tângește cineva în jurul tău în a avea viața ta de rugăciune. Crezi că stilul tău de viață așa de, arată așa de mult dorința ta de a fi cu Dumnezeu încât cei din jurul tău să observe efectiv că tu tânjești mereu după a fi singur cu Dumnezeu. Vezi, zilele trecute, joi, de joi până sâmbătă, am fost cu liderii bisericii la râul sadului într-un loc în care și ieri dimineață și alalt ieri pe când mă plimbam acolo, m-a ajutat dintre oamenii care stă aici, nu știu lucrul ăsta, dar acolo a fost locul în care am avut cel mai puternice experiențe cu Dumnezeu. Acum 20 de ani. În tabără, acolo, la Rusa, în aceași clădire unde am fost noi, l-am întâlnit pe mentorul meu. Și cum era omul ăsta? David, mentorul meu. David, mentorul meu, se trăia la 5 dimineața, și mergea pe drumul ăla pe care am fost noi toți până la cascadă și înapoi, între 5 și 7, stătea singur cu Dumnezeu și după ce, după câțiva ani, mă luam împreună cu El. Ăla era drumul pe care mergeam cu mentorul meu. În fiecare dimineață la 5. Am fost 3 luni în Statele Unite la el acasă. <laughs> Același lucru. În fiecare zi, de la 5 la 7, aveam drumul nostru și nu mi-au zis niciodată că face drumul ăsta ca să facă mai mulți pași. Nu. No. Niciodată n-am auzit așa ceva. În fiecare zi omul se trezea la 5 și era cu Dumnezeu. La 7 ne întâlneam cu liderii, se ruga pentru toți liderile profețiale, toți liderii lui, și eram biserica baptistă treaba asta. La 8 era masa, la 10 predica cuvântul lui Dumnezeu. După aceea, cred că avea power nap, dormea o jumătate de oră, și după aceea era singur cu Dumnezeu. Singur cu Dumnezeu. Venea seara, slujea uneori până la 4 dimineața și la 5 era din nou în La 4 mă culcam, că stăteam lângă el să văd cum slujește, ce face. Și la 5, la 5 era... Îmi zicea, vrei să vii? Era, îmi zicea, bine, lasă vii data viitoare. Sincer, asta era stilul lui de viață acestui om. Am crezut că doar în tabără aici se întâmplă treaba asta. Dar am mers la el acasă în America și în fiecare dimineață la 5 mă trezea. Să mergem să ne rugăm, să stăm cu Domnul. Și a făcut lucrul ăsta nu că avea nevoie de prezența mea, ci ca eu să învăț un alt stil de viață înaintea lui Dumnezeu. Și zilele astea, când treceam pe acolo, mi-aduceam aminte, mi-aduceam pur și simplu, Dumnezeu mi aducea aminte, imagini. Diz de dimineață, când treceam prin aceleași locuri, mi-am adus aminte ce clădiri erau, ce clădiri nu erau, ce-au apărut nou la râul sadului în ultimii 20 de ani. Dar de momentele alea în care vedeam pe omul lui Dumnezeu, umblând cu Dumnezeu, și pot să vă spun adevărul acesta. Am tânjit, am tânjit în acea perioadă, cel mai mult, cel mai mult după un singur lucru de la omosta, După viața lui de rugăciune. Viața lui de rugăciune. Gândește-te. Este cineva care se uită la tine, care te observă și care își dorește să aibă viața ta de rugăciune. Viața ta de rugăciune. Din toate lucrurile pe care apostolii, ucenicii le-au observat la Isus, și Iisus a umblat pe ape, a făcut vindecări, a făcut eliberări, a făcut chiar învieri. Cea mai mare dorință apostolilor când a fost vorba de Iisus a fost învață-ne, învață-ne viața ta de rugăciune. Vreau să închei și să vă zic lucrul ăsta. Mulți putem să ne medicamentăm pustiu spiritual, în activități spirituale, Mă auziți? În slujiri în biserică. Mulți putem să ne medicamentăm. Îți medicamentezi pur și simplu pustiul tău spiritual. Viața ta se iarbă, seacă cu Dumnezeu. Să medicamentezi slujind în biserică. Pentru că o activitate spirituală îți stârnește ceva în ființă ta lăuntrică. Și asta de cele mai multe ori pentru că nu avem modele de leadership ca și al Mariei. În Biserice noastre avem nevoie de modele de leadership ca și ale Mariei. Mă auziți? La oameni care că stilul de viață, de rugăciune, de trăire, la, la, la picioarele Domnului Isus Hristos. E cel mai important. Și am omis lucrul ăsta, dar nu vreau să închei fără să spun lucrul ăsta, pentru că e foarte important pentru noi. Le-am zis liderilor că femeia asta, Maria, a fost cea mai mare influență pentru mine și pentru viața mea. A fost o perioadă din viața mea și n-a fost scurtă. Au fost câțiva ani în care am studiat același pasaj, pasajul ăsta. Câțiva ani am stat în pasajul ăsta. Și am căutat să o cunosc pe Maria din Betania. Am mers în toate pasajele Bibliei, m-am dus în tot ce scrie Noul Testament despre ea apare de trei ori de fiecare de la picioarele lui Iisus. Ce e interesant e că Maria nu spune niciun cuvânt. Niciun cuvânt. Mai ai măcar o frază dacă zicea ceva acolo. Niciun cuvânt. Din trei pasaje în care în toate apare la picioarele Domnului Iisus Hristos, în două din trei pasaje, Maria este acuzată pentru acțiunile ei. Este acuzată pentru acțiunile ei. Aici vine Marta și spune, auzi, ceartă, ceartă, nu-ți pasă. Zi la sora mea să vină să lucre la bucătărie. Într-un alt pasaj, unul dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos, când vede că Maria sparge vasul de alabastru înaintea lui Dumnezeu, spune cu banii ăia, s-ar fi putut cumpăra pf, o grămadă de lucruri cu banii aia s ar fi putut cumpăra o grămadă de lucruri. Și Domnul Iisus, de două ori e apărarea Mariei. Aici spune în pasajul ăsta, Maria ales ceea ce e mai bun. <laughs> Na, mai contrazil pe Domnul Iisus. A ales ceea ce e mai bun. Lucrurile sunt se va lua niciodată. Poți să contrazici fraza asta? n cum. Iar celălalt îi spune, ea a făcut un lucru frumos pentru mine pe săraci o să aveți întotdeauna cu voi. Dar cine slujește în acest loc al intimității va fi faimos în împărăția mea pentru veșnicie. Oriunde se va vorbi Evanghelia, se va vorbi și despre femeia aceasta care a făcut un lucru frumos pentru mine. Na gândiți-vă să ajungi în locul ăsta în care să nu duci tu bătăliile, ci să le ducă Dumnezeu. Aoleu! Ai stat vreodată să te gândești la asta? Să nu mai porți tu bătăliile spirituale, ci să le poartă Dumnezeu pentru tine. Și ori de câte ori cineva se ridică și cineva spune și cineva face, pentru că asta se vor întâmpla, tu să nu trebuia să spui nimic, să nu trebuia să te aperi, să nu trebuia să, știu eu, să scoți lucruri și să faci lucruri, ci Domnul Iisus însuși să-i mustre pe potrivnicii tăi și să le zică, hei, Hei, habar n-aveți cine e omul ăsta sau femeia asta pentru mine și în ochii mei. Să poartă Dumnezeu bătăliile tale spirituale. Și puteți să vă notați fraza asta, că asta e ultima frază care o zic. Domnul Iisus poartă bătăliile celor care prioritizează intimitatea cu El în detrimentul slujirii pentru El. Și Dumnezeu unge cu putere biserica care prioritizează prima poruncă în detrimentul slujirii și a faptelor. Doamne, ajută-ne. Să devenim oameni a unui singur lucru. Pentru că cu multe lucruri putem să, frământ, să ne frământăm, în multe slujiri putem să fim implicați, în multe locuri putem să alergăm și să nu strângem și să nu rodim nimic. Sau să stăm în acest loc al intimității cu Dumnezeu și totul în jurul nostru să înflorească și un singur cuvânt spus de gura ta să atingă și să transforme viețile a multor oameni. Haideți să stăm fiecare dintre noi înainte lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. O să vorbim săptămâna viitoare, dar vreau să știi, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Este să cauți să împlinești prima poruncă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu înseamnă să-L iubești pe Domnul. Cu toată ființa ta. Cu tot ceea ce tu ești cu tot ceea ce tu ai. Să prioritizezi iubirea, dragostea de Dumnezeu față de slujire, față de orice altceva. Poți să deschizi în această dimineață ființa lăuntrică și să spui, Doamne, vreau să caut împărăția Ta. Vreau să fie prioritar pentru mine să stau la picioarele tale. Vreau să devin dependent, adictit, la prezența ta. Vreau să nu pot să trăiesc fără prezența ta, fără să simt prezența ta. Vreau să trăiesc în acest loc al intimității cu tine vreau să umblu din acest loc. Vreau slujirea mea să caracterizeze trăirea în acest loc.